Carmen, cât de curajoasă să fii să pozezi la 42 de ani în lenjerie intimă? Da, poți să pozezi la orice vârstă, nu cred că ăsta e un impediment. Depinde foarte mult contextul în care o faci, iar eu am găsit un context prielnic și provocator. Încă de dimineață, Carmen Brumă s-a pregătit intens pentru ședința foto. Zică fanii tăi când o să te vadă în lenjerie intimă. Sper că wow! Dacă anul trecut a apărut în reviste în rochie de mireasă, acum a renunțat la haine. Vrea să le spună viitoarelor mirese că se poate. Mireasa trebuie să arate bine atât atunci când este îmbrăcată în rochie de mireasă, dar și atunci când o dă jos. Respectiv în intimitate, în luna de miere sau la plajă. Și pentru că pentru o femeie e foarte important. Eu cred că oricine poartă, orice femeie poate să se transforme, poate să-și îmbunătățească aspectul fizic cu mijloace financiare minime. Carmen ne-a dat și câteva ponturi ca să arătăm spectaculos. Dacă vreți așa câteva ponturi așa rapide, în primul rând trebuie să fii foarte disciplinată, trebuie să ai un plan bun atunci când te apuci de o, să zicem, de o transformare corporală, să fii organizată, să pui lucrul ăsta pe primele locuri în viața ta, și să fii perseverentă. Eu le propun tuturor celor care vor să facă lucrul ăsta să aibă grijă ce mănâncă și să facă antrenamente acasă. Să-ți găsești o motivație potrivită care să te mâne în luptă și apoi să te ții, domnule, de plan.